și eu pentru invitație. Cred că platforma am avut o idee foarte bună cu această evocare a lui Steinhardt, pentru că este foarte actual. Domnul Astel vorbea despre actualitatea lui Nicolae Steinhardt și cred că este foarte actual Nicolae Steinhardt. Eu am să mă refer la două motive din care consider că este de mare actualitate. Cum a spus domnul Crăciun, cred că Steinhardt este un model și el este un model, am să mă refer la două moduri în care îl văd ca model exemplar. Sigur că sunt mai multe, eu am ales aceste două domenii, să spunem. În primul rând, este un model de caracter, model de model. Deci, cred că este extrem de actual astăzi să-l putem lua ca model exemplar. Citez. La un moment dat, spune Steinhardt, eu sunt generalul de la Rover. E vorba de un film în care o puși la mat, spune Steinhardt, în Roma, este folosit. Polar, practic, este folosit de germanii, timpul ocupației Germania Italiei, pentru că semăna foarte bine cu un general conte din rezistența italiană și e folosit pentru a încerca să infiltreze rezistența din nord și treptat acest impostor se identifică cu rolul atât de mult încât până la urmă intră în rol total și acceptă să moară, să fie executat, în loc să divulge germanilor identitatea șefului rezistenței italiene din nord. Și un termen vorbește de sinucidere generoasă, spune că există în România chestia asta. Și el îl ia pe acest general de la Rovere și spune, eu sunt generalul de la Rovere și spune, oricine poate fi samurai. Deci oricine poate să acceadă la noblețe, poate să acceadă la caracter, poate să acceadă la eroism, la cavalerism și aș spune că am putea și noi spune, nu numai noi suntem generalul de la Rovere, ci putem spune și noi suntem Steinhardt. În sensul că dacă luăm ca model, ne putem identifica, îl putem lua ca model. Chiar Steinhardt spune undeva, am ajuns la concluzia că numai caracterul contează. Dincolo de credințe, dincolo de diverse alte identități. Până la urmă, pentru Steinhardt contează cel mai mult caracterul. Și spuneam că este de mare actualitate, într-adevăr, pentru că astăzi, într-un spațiu public, Steinhardt vorbea despre o societate scaraotschizată. Eu cred că dacă ne uităm la spațiu public sau mediatic, să zicem de azi, putem aplica acest epitet și într-un spațiu atât de scaraotschizat, deformat, invadat de sortit, invadat de vulgaritate, de impostură, de cele mai de mitocanie, de mafioți, de interlop. Deci într-un spațiu care este atât de analfabeți. 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 La putere sunt. Deci, într-un asemenea spațiu, cred că un asemenea model este mai relevant și mai actual ca oricând. Acest evreu convertit, botezat, acest naționalist, este, cred, România de astăzi, concentrează în el o Românie pe care o putem pune în contrast cu această Românie de azi. Acest evreu care spunea că este îndrăgostit de tot ce este românesc în timpul procesului, cred, spunea că are pentru poporul român un adânc respect și o nețărmurită dragoste. Și el încarnează acest românism, cred că mai mult decât poate mulți alți români. Un om cinstit, cult, poliglot, extrem de erudit și care poate fi pus în contrast cu această mediocritate generalizată de astăzi și din acest punct de vedere cred că este extrem de actual. O definiție a caracterului pe care o dă Steinhardt este aceea de a avea curajul să spui că 2 și cu 2 fac 4. Și se întreabă el, bine, dar ce înseamnă asta? Pentru că nu e suficient să faci cardiatul care spunea 2 și 2 fac 4, în sensul că prezenta valorile autentice, clasice, spunea
Adevăratul 2 și 2 fac 4 este a spune acel adevăr care este incomod pentru acel totalitarism actual, vremii respectivă, care îl interzice. Care interzice respectivul adevăr și în cazul lui, bineînțeles, 2 și 2 fac 4 însemna societatea comunistă era un totalitarism bazat pe crimă, pe teroare și pe violență și e bine, astăzi, spuneam că este actual, din acest punct de vedere al caracterului și al curajului, pentru că 2 și 2 fac 4 înseamnă a spune niște adevăruri care sunt incomode, putem să ne referim la corectitudinea politică sau la alte asemenea lucruri, adică să ai curajul să spui niște lucruri incomode pentru care poți fi nu arestat ca în vremea lui Steinhardt, ci să zicem marginalizat. Ca să nu vă spun foarte mult, al doilea lucru pe care vreau să-l spun, deci al doilea mod în care îl văd ca fiind relevant și actual pe Steinhardt, este, tot domnul Crăciun a vorbit despre dialogul știință, dialogul cultură-credință. Și apropo de Dorin Vei Dobândi, pe care spunea domnul Părăcuș, cred că este, chiar pentru asta, el îl invocă pe Alin Mișor, adică permanent el face apel la cultură. Deci Steinhardt este emblematic pentru acest răspuns pe care îl dă la perena întrebare Hristos sau cultura. Deci această întrebare răspunsul lui este Hristos și cultura. Adică o cultură creată, în primul rând, și receptată dintr-o perspectivă creștină. Și este actual acest, acest model la lui, acest exemplu, pentru că părerea mea ca teolog, eu nu vin din zona special literară, ci mai mult teologică, dar este că Ortodoxia este într-un anumit impas astăzi, în ce privește discursul public și vocabularul cu care se adresează societății în general, societății laice, seculare, în mare măsură unei culturi secularizate. Deci asistăm la două vocabulare care sunt despărțite de un perete etan și într-un fel și fiecare are limbajul său, biserica și spațiul eclezial, mă rog, sau ecleziastic, folosește un anumit limbaj, un anumit vocabular, dar nu cred că face pasul necesar sau nu suficient pentru a se angaja într-un dialog o cultură din ce în ce mai laicizată, mai secularizată. Și Steinhardt tocmai asta face. Adică el permanent, cred că nu există pagină sau paragraf aproape în care să nu invoce personajele lumii lui, în o lume culturală, zeci și zeci și sute de referințe culturale. Vorbeam chiar înainte despre asta. Steinhardt respiră cultură, deci el practic nu face decât să scrie despre lucruri pe care le trăiește, le citește, din asta se hrănește și într-o societate în care, din păcate, asistăm la o culturofobie, mă refer în special la spațiul ortodox, limbajul public, vreau să spun. Poate nu chiar culturofob, poate exagerez, dar oricum există o anumită reticență și George Florovski făcea undeva un inventar al tipologiilor culturofobiei, pietismul, un tip de viziune eschatologică, un existențialism, tot felul de motive, cultura e văzută în acest tip de spațiu ca frivolă, ca o ocupație smintitoare, un lucru care poate umple mintea credinciosului cu noțiuni inutile sau chiar dăunătoare. Ceea ce este, de altfel, o poziție tipic protestantă, trebuie spus. Ori, sau omul obișnuit, cel mai frecvent, care are o suspiciune, credinciosul obișnuit, care are o suspiciune față de cultură și o privește ca ceva inutil și chiar smintitor. Ori, cultura, într-un sens foarte larg, văzută, cum spune Ianara, este pildă ca mod de viață, sau ca suma actelor umane care generează istoria, practic, este indispensabilă acțiunii bisericii dacă vrea să
convertească, să încreștineze lumea. Și încreștinarea culturii este răspunsul pe care îl dă Steinhardt acestei problematici. Deci, cultura trebuie încreștinată și el asta face permanent. Aș da un citat din Mitropolitul Trifon pentru a arăta într-un acatist că inspirația este, chiar Steinhardt o face, atribuibilă Sfântului Duh. Acatistul spune: cu pogărârea Sfântului tău Duh, tu luminezi și faci să rodească arta pictorilor, inspirația poeților, cugetarea savanților. Cu puterea cunoașterii de sus, pătrund ei legile tale, luminându-le adâncul înțelepciunii tale. Lucrările lor și fără voie te mărturisesc, slavă ție pentru limbile de foc ale inspirației. Permanent, Steinhardt asta susține că acolo unde există har, acolo este lucrat, unde există valoare culturală, unde există valoare intelectuală, estetică și etică de altfel, acolo este har, acolo este atingerea sau lucrarea Duhului Sfânt. Și în acest sens, sigur, Steinhardt a năzuit către această cultură a Duhului de care vorbește fiul lui Noica, Rafael Noica. Deci, Steinhardt susține practic și spune că pentru el capodopera este atingerea cu absolutul. Capodopera culturală, în sens de capodoperă de cultură laică. Ori capodopera reclamă nu numai că permite lectura teologică, dar asta și Steinhardt asta face, practic aplică o lectură teologică extrem de pertinentă capodoperei culturale. El vede capodopera în special și cultura în general, cultura atinsă de acest har al inspirației, ca o pregătire pentru Evanghelie, ceea ce numeau apologeții primelor veacuri preparatio evanghelică. Și, sigur, e conștient de faptul că și cultura este uneori afectată de minciună, de diverse componente ale unei ceea ce numește taina răului, dar, în general, corect receptată, cultura poate fi văzută ca o pregătire pentru Evanghelie. Și Steinhardt mereu susține faptul că omul este pus în cadrul creației pentru a aduce lui Dumnezeu această creație. Și în această misiune, Steinhardt are o dimensiune extrem de misionară. Deci, trebuie spus acest lucru, un misionarism extrem de înalt, extrem de nobil și de erudit. Și în această misiune, cultura este un instrument indispensabil, dar nu înțeleasă ca instrument individual de mântuire privată. Steinhardt o vede tot timpul ca un instrument al angajării intelectualului în comunitate. Așadar, pentru el, creștinul nu trebuie să refuze cultura. Vorbește mereu de prostie, spune că prostie este un păcat. Și acum îl citesc pe Ezra Pound, care spune că clasicii sunt principalul antidot împotriva prostiei. Să-i se aplică perfect lui Steinhardt, care, pe drept cuvânt, nu suferă și spune: Dumnezeu nu ne vrea proști, ne vrea smeriți, ne vrea luminați de har, dar nu tâmpiți. Și din acest punct de vedere, cred că este foarte actual în acest proiect integrator al lui, și cu asta închei, el integrează, practic, încearcă să integreze și cred că reușește să integreze cele două tipuri de discurs într-un metalimbaj care poate să articuleze limbajul culturii laice și limbajul teologic într-un metadiscurs de sinteză care este ceea ce ar dori să fie Steinhardt, cred, cultura Duhului. Aș face o singură precizare referitor la discursul dumneavoastră. În jurnalul Fericirii un lucru foarte interesant, că, de fapt, în momentul când a fost creștinat, s-a creat, de fapt, acolo un sobor de preoți. Practic, au fost și preoți greco-catolici, deci, practic,
convertirea asta s-a produs sub semnul ecumenismului, de fapt, mișcării ecumenice. Și referitor la predici, la ce spuneați, lucruri foarte interesante de altfel, se observă foarte mult dogmatica asta ortodoxă a Părintelui Sfântului, deci, mă rog, părinții creștini ai bisericii, bisericii originare, și de asemenea am recunoscut puțin surse din Filocalia, deci practic el era un foarte bun cunoscător al dogmaticii ortodoxe și bazele gândirii lui, de fapt, sunt și filozofice, dar, cum se spune, nu teologia e, de fapt, o cârjă, deci teologii nu recunosc filozofia, spun că filozofia e, de fapt, o cârjă a teologiei, că baza cunoașterii umane e, de fapt, teologia, nu filozofia. Ori Nicolae Steinhardt face o sinteză între cele două, deci el, practic, pornește din direcția filozofiei și ajunge, practic, în punctul terminus care este teologia ortodoxă, care, de fapt, cuprinde, așa cum bine a spus, ca o pălărie, așa, sau ca o umbrelă, toată cunoașterea umană. Și ați sintetizat foarte bine cu citatul acela din Sfinții Părinți, cu limbile inspirației, mi-a plăcut foarte mult citatul.